Ok, ne-am întors la Merit aici la Metropola TV și live pe Facebook Mugur Mihescu sau live pe Facebook Metropola TV și rămăsesem, draga mea, îmi propuneai în pauza publicitară un exercițiu. Te rog, spune-l. Da, îți propuneam faptul că m-am gândit că ai 5 zile pe săptămână, una din zile să-ți fac eu rost de un scaun cu rotile gol și să-l pui aici în emisiunea ta, dragă, și să vezi câte persoane din invitații tăi și-ar dori să trăiască câteva minute într-un scaun, să încercăm cumva să schimbăm ducându-ne ca sentimental. Da. Eu ți-aș propune să duci asta acolo unde ai fost, ai făcut, cum ai zis, beauty... Atypic beauty. Atypic beauty. Acolo să-l duci, la băieții aia. L-am dus și acolo în primele rânduri și nu s-a așezat nimeni, deci ideea am făcut-o peste tot. Am pus la diverse ediții în primele rânduri scaune cu rotile și au motivat faptul că nu se așează pentru că ține de superstiție și că s-ar putea să li se atragi întâmple. Și să li se întâmple. Adică într-o lume în care știința a progresat atât de mult, nu-i așa, superstiția bate tot. Adică bate. Doamne, iartă-mă, de știință, ce ne mai trebuie? Deci ce motive puierile, pe cuvântul meu? Realizez că asta a fost o scăpare, deci un motiv pueril. Da, normal. Dar așa cred eu că stând în scaun îți dai seama... De care este exact, măcar sentimentul. Acolo, sentimentul ăla da. De... Te induce puțin în cum ar fi dacă mi s-ar întâmpla mie. Uh-huh. Față de cum percepți dacă, percep dacă mă vezi pe mine afară, sau da. Vezi pe altul care a reușit și e la un anumit nivel, dar marea majorității nu se întreabă câte trepte am urcat ca să pot termina o facultate sau cât ar trebui să mă chinui să pot să creez un eveniment și să aduc în fața publicului modele de viață, modele însemnând în scaun rulant, care s-au tot depășit și și-au terminat studiile într-o țară unde și sunt și angajați câțiva dintre ei, într-o țară unde nu prea ți oferă nimic. Ai idee la nivel de țară cât sunt cu problema asta? Nu știu să zic acum cât sunt, dar sunt mulți. Că eram curios și asta urma să te întreb. Nu vreau să dau o statistică greșită și apoi să zică că nu sunt informată suficient. Ok. Suntem mulți. Îți spun numai în evenimentele pe care le-am făcut eu, 24 la număr, au fost în jur de 100 de modele în scaun rulant. Doar modele? Modele le spun eu, modele de viață, modele pentru viață, societate. Nu, da, model de viață. Oameni cu dizabilități care s-au autodepășit și și-au dat un alt sens al vieții într-o țară în care... Eu cred că sunt mult deasupra și deasupra unora care ci că ar fi întregi. Da, știi, întregul la om te definește și prin faptele pe care le faci, nu doar prin carcasa pe care o porți, cel puțin așa, așa ar este. Fi normal. Ia zi-mi, în viitorul apropiat, ce vei face? Cum vei continua? Pentru că nu trebuie să te oprești. Nici eu nu vă voi opri în a arăta oameni ca tine, oameni care contează, dar nici tu nu trebuie să te oprești. Nici eu nu mă opresc. Începând din luna august, revenim cu evenimentele în Iași și în Cluj și apoi continuăm și să sperăm că se termină cu pandemia asta și ajungem din nou în Casa Poporului ca să ne cerem și noi cumva subtil drepturile care ar trebui să ni se dea fără să atragem atenția, cred eu că într-un mod plăcut, pentru că nu am deranjat făcând revoltă sau așa. Continui însemnând că mi-aș dori ca să progresez ca și a face mult mai mult pentru persoanele cu dizabilități. M-am gândit la multe proiecte în perioada asta unde am fost așa captivă și nu am putut să desfășor activitatea.
să fac alte evenimente. O să ajung în toamnă să prezint în Dubai la un festival mare de modă și sunt bucuroasă faptul că încă mă cheamă și pot arăta și acolo că ei, deși au tot ce trebuie. Aici în România te cheamă? Aici în România mă cheamă dacă organizez eu. Bă, ești nebună. Dar în rest mă cheamă la emisiuni sau la... What? Nu să fac ceva mai mult decât fac eu ca și președintele unei asociații. Sunt chemată la evenimente publice care sunt asemănătoare cu ceea ce fac eu, dar să știi că, deși eu consider că sunt cumva, am ajuns cumva să fiu în atenția publicului, noi, persoanele cu dizabilități, rămânem tot cei din urmă. Deși pentru noi să ne ridicăm la un anumit nivel este mult mai greu decât voi care mergeți. Adică nu suntem într-o concurență. Voi care mergeți, dar nu ar trebui să sune decât mai degrabă voi care gândiți. Da, voi care gândiți, dar sunt și voi mulți care nu gândesc. Asta e problema. Asta este marea dizabilitate, după părerea mea. Marea dizabilitate a oamenilor de aici este că, într-un fel sau altul, voit sau nu, indus sau nu, de-a lungul timpului, li s-a distras atenția de la lucrurile esențiale. Prin exemple grotești, prin exemple de știri prostești, care nu te ajută cu nimic, care nu te fac să gândești absolut deloc, să dezvolți umanitate în tine și în loc să începi și să te ascuți și să te educi, să-ți educi generațiile, am ajuns să ne înjurăm între noi ca la ușa cortului. Eu n-am văzut atâta ură în țara asta în ultimii ani. Apropo, ai hater pe Facebook? Cred că am, ca și orice om. Ai hater pe Facebook? Da, de ce nu? Ce să urască la tine? Ce ar ură? De ce te înjură? Mulți te percep ca o persoană arogantă sau ca o persoană care li se pare că ai nasul pe sus sau sunt oameni și oameni din diferite categorii, nu... Și au adevărul absolut. Sunt oameni care știu exact, au povestea în cap și atâta timp cât opinia lor este... Știi cum este? Atât ți se îngustă orizontul gândirii până când devine un punct și atunci zici, ăsta e punctul meu de vedere. Dar atât. Singurul orizontul tău s-a transformat într-un punct și asta este horror. De multe ori cred eu că la noi greșește foarte mult și presa, ce aduce în fața... Media. Da. Da, sigur. Ce, da, exact. Unde sunt emisiuni unde tu, chiar dacă faci un eveniment educativ, este foarte greu să pătrunzi și să-ți anunți activitatea când sunt alte lucruri mai importante pentru a umple creierul românilor. Categoric nu este vorba că media nu face doar educație. Educația ți-o face și familia, o face și școala, o face într-o oarecare măsură și media. Nu, media dă entertainment, poate să dea entertainment, poate să dea informație. Problema este această informație în ultimul timp nu face altceva decât să înrăiască. În ultimul timp nu face altceva decât să aducă vehemență. Și asta este cauzată, după părerea mea, și să-mi spui ce gândești, de deprofesionalizarea României la toate nivelurile. De deprofesionalizarea clasei politice, în primul rând, și care a ajuns să fii mim pe stradă și acum ești deputat în Parlamentul României. Mi se pare ne la locul lui, adică în Parlament ar fi trebuit să fie omul potrivit la locul potrivit, capabil să gândească și să dea legi, nu un ins de 23 de ani care n-are niciun pic de experiență, n-a lucrat cu oameni, a făcut pantomimă pe stradă și la 30 de ani dai legi. Deci nu, înțelegi? Și decredibilizarea asta duce la reacții pe care le-ai văzut în Parlament. Da. Asta se va întâmpla. Nu știu, tu ce părere ai? Avem șanse? Nu avem șanse?
ține de noi, de fiecare în parte. Dacă alegem să fim mai buni sau mai răi, este o alegere. Da. Unii dintre noi spun că ei sunt buni dacă înjură pe cineva. Și că ăla de-l înjură merită că este rău. Bine. Cum te lupți cu asta? Nu poți să te lupți cu prostul, cum s-ar spune, niciodată. Poate el zice despre tine că ești prost. Cum te lupți cu asta? Toți menții ideile tale și îi lași pe ei. Asta duce la separare. Nici de cum la comuniune de idei. Cineva până la urmă va trebui să... Să ia atitudine. Nu, să atragă lucrurile care, nu cele care ne despart, ci să se lege cu dinții de lucrurile care într-adevăr sunt valabile și pentru o parte și pentru cealaltă. De congruența aia cercurilor, atâta să avem în comun. De aia cineva trebuie să sudura aia, să o facă astfel încât cerul... Da, suntem diferiți, total. Eu față de tine, față de ăla, față de... Dar asta ne dă dreptul să judecăm pe ălalt și să-l huiduim și să-i zicem că e prost sau dacă nu este pe aceeași filieră cu ideile noastre? Bine, dar acum... Eu înțeleg, unele lucruri sunt clar prostești. Unele lucruri sunt proaste, este... Dar parcă e prea multă ură. Tu nu o simți, ura asta, în societate? O simt, dar ce pot eu să fac? Să schimb. Voi ce puteți să faceți, voi cei care ne priviți? Cum puteți să faceți astfel încât să nu mai dăm cu toporul în cap ăluia, că e, ăla e prost, mă, de țară, ăla are să moară. Cum să facem? Nu știu, caut soluții, caut, întreb în stânga și în dreapta, oare putem să mai fim și noi frumoși, utopici și zâmbitori vreodată? Să ne întâlnim om cu persoană pe stradă fără să ne mai bășcălim? Dacă ne-am dezumanizat, în partea asta ajungem, dar eu cred că în fiecare dintre noi Dumnezeu a pus dragoste și că avem și latura asta sensibilă și umană, pe care fiecare trebuie să o trezească într-un anumit mod. Ce visezi pentru copiii tăi? Visele tale de mămică. Visele mele de mămică, sper că, chiar dacă sunt în situația asta, să ajung să-mi văd copiii mari și să-i văd niște oameni integri în societate, să le ofer o educație bună, în sensul în care atunci când vor vedea persoane care au nevoie de ajutor, să-l ofere fără să-l ceară. Și îmi doresc pentru copiii mei să înțeleagă că viața poate lua oricând o altă întorsătură și să nu uite să rămână buni și să rămână umani, indiferent prin ce le este dat să treacă. Gândurile sunt frumoase, gândurile sunt bune, da? Sper că mamele din țara asta, chiar și tații din țara asta, nu suntem noi, nu avem capacitatea asta și sufletul unei mame, dar cred că am putea să începem și noi să facem o presiune, poate, că în sistemul educațional românesc, la orele de educație civică, chiar și noi în familie, să le explicăm că oamenii sunt la fel. Faptul că unii au avut ghinion, faptul că unii au avut un accident, nu îi face mai puțin oameni decât noi. E la fel de mult om și ea, cum ești la fel de mult om și tu. Suntem egali în fața lui Dumnezeu. Și datoria noastră este, până la urmă, să ne ajutăm pe cât putem, atâta timp cât merităm. Când cel de lângă tine merită și împărtășește aceleași valori, aceeași iubire, aceleași zâmbet, aceeași, știu, familie, aceleași... Principii de viață. Principii de viață. Nu o morală, cum să spun, impusă cu forța celuilalt. Nu. Pentru că ce frumos suntem în diversitatea noastră. Dar să ne acceptăm diversitatea și să înțelegem ce ne unește, asta e într-adevăr un lucru minunat.
Eu îți mulțumesc și te aplaud pentru tot ce ai făcut și pentru cum te lupți. Luptă-te în continuare, te rog, pentru că este nevoie de fiecare picătură și de fiecare dintre noi ca să renaștem. Pentru că România are șanse să renască. Chiar cred cu tărie în asta, altfel nu m-aș afla aici în platou și nu mi-aș bătea capul să găsesc oameni care n-au avut posibilitatea să existe în mediul ăsta, să fie auziți. Luptă-te! Eu îți mulțumesc din suflet pentru ce faci, pentru ce vei face, pentru cum îți vei educa copiii. De pe acum îți mulțumesc. Pentru că știu că România va fi mai bogată cu un om ca tine, cu oameni ca ei și cu toți cei din jurul nostru. Mulțumesc și eu pentru invitație și la fel îți doresc și ție să aduci oameni valoroși în platoul tău. Sper și cred dintr-o sufletul că vor exista foarte mulți oameni și din ce în ce mesajul acesta al picăturii chinezești se va duce mai departe. Nu uitați, așa cum am spus, renașterea începe cu fiecare dintre noi. Spuneți-vă gândurile, acceptați alte gânduri și nu uitați, eu sunt Mugur Mihăiescu, iar tu meriți. La revedere pe săptămâna viitoare. Pa, pa! Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți, gustă produse fresh într-un concept tradițional.